găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Venim cu multe dezvăluiri în această seară, dar în primul rând ne uităm către ziua de mâine. De ce? Pentru că la Curtea Constituțională se decide soarta dumneavoastră și, de fapt, soarta acelei legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea și care vizează foarte, foarte multe modificări fiscale. Asta înseamnă că România, cel puțin în teorie, ar putea puțin să-și reducă acea gaură bugetară, gaură accentuată și de ceea ce se întâmplă pe planetă, un nou război, cum bine știți. Vedem ce decide Curtea și dacă ne bagă în impas încă o lună, două, trei, în condițiile în care această lege se reîntoarce în Parlament. Dar imaginile momentului, doamnelor și domnilor, vreau să vi le arăt chiar acum, sunt imaginile terorii din fâșia Gaza, în mod oficial, pe extrem de multe surse, peste 1200 de oameni blocați sub dărâmături după noile atacuri. Iată imaginile. Da, drama se accentuează, doamnelor și domnilor, în Israel, în fâșia Gaza. Practic, acea invazie despre care mulți vorbeau în urmă cu o săptămână nu pare să se mai întâmple. Mâine, președintele Biden va fi acolo. S-ar putea schimba lucrurile, cu atât mai mult cu cât astăzi a existat o intervenție din partea președintelui Turciei. O să o explicăm aici. Au intervenit în conflict și președinții Putin și Xi, care s-au văzut astăzi. De fapt, această dramă umanitară nu este doar acolo, ci și în Europa, doamnelor și domnilor, pentru că o să vă arăt ce înseamnă, de fapt, această stimulare către violență a comunităților musulmane în principalele capitale ale Europei. Îi salut în această seară pe Ilie Șerbănescu, Vladimir Ionaș, Florin Bodoc, PSD, Gheorghe Piperea, dar și pe generalul Cristian Barbu. Va fi alături de noi și un jurnalist israelian, dar de origine română, pe domnul Dragoș Nedersa. Chiar acum îl salut, nu știam dacă l-avem, îl salut. Salut pe toată lumea și încep cu generalul Cristian Barbu. Domnule Barbu, practic mâine președintele Americii va fi pe teritoriul israelian. A dat deja un semnal important de ieri, fâșia Gaza nu trebuie cucerită. Vreau să vă întreb așa, privind aceste 10 zile de război, am văzut clar drame umanitare, drama aceea de la început pentru Israel, dar și drama pentru palestinieni în zilele următoare, a reușit armata israeliană prin acele tiruri repetate aproape și ziua și noaptea să lichideze și câțiva lideri Hamas, dar să spunem așa, de importanță secundară, ei continuă să tragă acolo. În ce stadiu ne aflăm? Adică putem vorbi de un semi-eșec al Israelului în momentul de față? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Nu cred că vorbim despre un semi-eșec, nu putem vorbi nici despre o acțiune militară de anvergură în acest moment. Am văzut că sunt acțiunile acelor forțe speciale, poate de mai multe feluri, cele care încearcă să intre în tuneluri, cele care încearcă să lichideze diferitele grupuri de atentatori care pot fi undeva pe verticală în aceste clădiri destul de apropiate și destul de înalte, dar acțiunea militară, acțiunea IDF-ului încă nu a început. Nu discutăm în acest moment decât dacă va exista cumva o decizie politică pentru o acțiune militară de anvergură. De acolo încolo vom putea vedea dacă într-adevăr forțele militare israeliene, care sunt unele
cele mai dotate și mai bine antrenate, să zicem, din lume, vor avea eficiența. De aceea vă și întreb, serviciile lor secrete păreau cele mai puternice, Mossad și Shin Bet. De asemenea, forța armată părea una de elită, dar am văzut că au căzut trei lideri de grad 2-3 din Hamas. În rest, oamenii care au murit sunt cel puțin, în teorie, din rândul populației civile, acolo în fâșia Gaza. Așa este, să nu uităm că teroriștii se ascunde cele mai multe ori chiar și în spatele altor civili, chiar a oamenilor care probabil că nici nu știu că în acel moment sunt de fapt și de drept un zid viu în fața acestor teroriști. Este greu uneori să îi găsești pe cei care sunt de nivelul 2, 3, 4. Iar cei care sunt de nivelul 1, să știți că s-ar putea să fie undeva în afara fâșiei Gaza și să coordoneze de acolo. Absolut, o să arătăm o principală țară unde s-ar putea afla. O să încercăm să refacem această legătură telefonică și merg către domnul Vladimir Ionaș cu întrebarea: mâine ce-ar putea să schimbe sau să impulsioneze președintele american Joe Biden? Este primul care a zis să nu intrăm acolo pentru că s-ar putea să stârnim toată lumea musulmană, dar în egală măsură vedem că Israelul este cel puțin după 10 zile, dacă îmi permiteți termenul ăsta extrem de dur, ineficient la capturarea liderilor Hamas. E și greu. Liderul Hamas locuiește și toată lumea știe lucrul ăsta în Qatar. În Qatar, este adăpostit de un stat cu care lumea occidentală are relații destul de bune, comerciale, trimit foarte America. Mulți bani acolo și Statele Unite. Liderul operațiunilor Hamas circulă înconjurat întotdeauna de minim 10 copii, tocmai pentru și atunci că cine mai greu. Trage acolo? Adică par foarte tocmai mulți. De aceea armata Israelului și-a propus să facă acea operațiune terestră pentru a putea extrage tot ce înseamnă, nu numai lideri, ci tot ce înseamnă teroriști Hamas. Probabil, dacă mă întrebați pe mine, singura voce care probabil oprește această intrare terestră în fâșia Gaza o reprezintă Statele Unite. Probabil de aceea și merge președintele Biden mâine de acolo. Ce? Pentru a avea o discuție cât se poate de serioasă atât cu premierul Netanyahu, dar probabil și cu liderii armatei. Pentru că, până la urmă, din punct de vedere politic, Israelul este într-o situație destul de ingrată. Populația își dorește răzbunarea și absolut, e normal să dorească acest lucru. Statele Unite probabil nu își doresc să escaladeze conflictul, pentru că nu știm care va fi răspunsul, de exemplu, Iranului. Toată lumea vorbește despre o posibilă blocare a canalului de către Iran ca răspuns la o eventuală invazie. Nu știm cât de dur va răspunde Hezbollah, pentru că amenințări din acea direcție sunt nenumărate. Care, cel puțin presiune, la modul oficial, e mult mai dotat la nivel de rachete ca Hamas. Evident, da. Hamasul e mic față de Hezbollah. Până acum Hezbollah doar a, cel puțin din ce au transmis public, au lansat niște atacuri de atenționare. Nu știm cum va arăta un eventual atac adevărat din partea Hezbollah. Problema, din punctul meu de vedere, este că o invazie terestră va crea un număr uriaș de victime în rândul civililor, pentru că populația civilă nu are unde să se adăpostească. În plus, nu știm, eu personal, nu știu care e procentul populației civile care susține cu adevărat Hamas. Pentru că aici e o discuție. Într-adevăr, mulți dintre civilii din fâșia Gaza sunt obligați, constrânși de Hamas prin diferite metode să rămână acolo, nu-i lasă să plece. Dar eu personal nu am date despre procentul populației care chiar susține Hamas și care ar fi dispus să-și dea viața, să stea în jurul unor teroriști Hamas. Absolut, tocmai pentru a fi filmate acele imagini și folosite la nivel internațional ca imagine împotriva Israel. Din partea Hamasului. Probabil cei din Israel știu, cunosc mult mai bine aceste... Poate o altă cauză pentru evitarea unei invazii terestre este ceea ce se întâmplă în Europa. Și aș vrea să vă arăt doar câteva imagini care au șocat. Și aș începe, doamnelor și domnilor, cu
momentul de astăzi de la Torino, de lângă o sinagogă, unde un cetățean care s-a declarat susținător al, nu neapărat al Hamasului, dar a acestor grupări extremiste musulmane, a vrut să taie la propriu cu cuțitul două persoane care se îndreptau către acea sinagogă. Iată-te ce s-a întâmplat astăzi, Italia, Torino. Aici, din fericire, la Torino n-a murit nimeni, dar aseară la Bruxelles au murit doi susținători ai echipei de fotbal suedeze, tot după un atentat terorist. Până la urmă, atacatorul, care s-a și filmat după, a fost găsit mort după intervenția poliției. Vedem și de acolo imagine. Acest fond, doamnelor și domnilor, ayatollahul iranian Ali Khamenei, astăzi, în premieră, a venit cu un mesaj de amenințare și a îndemnat, practic, lumea musulmană să reacționeze cu violență la drama umanitară din fâșia Gaza. Trebuie să reacționăm la ceea ce se întâmplă în Gaza. Nimeni nu va putea face față musulmanilor și forțelor de rezistență dacă vor continua crimele regimului sionist împotriva palestinienilor. Bombardamentele asupra Gaza trebuie să înceteze imediat. Domnule Piperea, și voi ajunge și la Dragoș Nedel, să înțelegem că am refăcut acea legătură prin Skype. Domnule Piperea, văzând contextul acesta, cum să-l digerăm, mai ales din perspectiva vizitei de mâine a președintelui Biden? Eu nu cred că va rezolva nimic domnul Biden. Din păcate, adică toți par inflamați și frustrați, exact, în același timp. Din păcate, ca de obicei în ultima vreme, administrația Biden răspunde târziu și răspunde disproporționat. Mai întâi, administrația Biden trebuie să dea niște răspunsuri foarte rapide, urgente, față de escaladarea, nu doar a tensiunii interetnice în Statele Unite, ci și față de faptul că, de exemplu, astăzi au apărut pe străzile din Miami proteste ale unor susținători ai palestinienilor. Mă rog, protestele sunt ok, în regulă, în orice țară democratică, doar că acești protestatari purtau nici mai mult, nici mai puțin decât steaguri ale talibanilor. Asta e una la mână. În al doilea rând, am văzut pe Twitter, X se numește acum, câteva filmulețe cu niște discursuri în campusurile universitare americane, mai ales în zona de est, New York, Boston, Philadelphia, în care se vorbește la modul antisemit, pur și simplu. A rămas absolut uluit. Spunea un profesor universitar de acolo din New York că se simte energizat, că se simte nemaipomenit de încântat, că în sfârșit se strică echilibrul lumii. Echilibru care până acum a fost dat de susținerea Americii de către, susținerea Israelului de către America. Asta este una la mână. În al doilea rând, și Biden, dar mai ales Ursula von der Leyen, adică care are niște probleme. Adică să ajungem din nou la steaua lui David, cum am văzut la Berlin, că au început, exact, să o pună pe casele. Ursula von der Leyen, care are niște probleme în momentul de față, are de dat niște răspunsuri pentru niște gafe făcute ieri alaltei în Israel.
în momentul de față a apărut din nou, a reapărut terorismul islamic pe străzile din marile orașe din Vedem ce s-a întâmplat astăzi la întâlnirea liderilor europeni, acolo unde participă și președintele Klaus Iohannis, dar vreau să merg la domnul Dragoș Nedelsa. Dânsul este un jurnalist, locuiește de atâția ani în Israel, alături de familia domniei sale. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum percepeți lucrurile acestea. Și aș începe cu faptul că, în urmă cu 3-4-5 zile, aproape toți dădeau ca sigură invazia terestră. Clar, declarația de ieri a președintelui Biden, un partener, Statele Unite, un partener strategic pentru Israel, a calmat sau a oprit această perspectivă. Este mulțumită populația cu chestiunea aceasta sau cum vede israelianul, până la urmă, doritor de răzbunare această chestiune? Vedem și ce se întâmplă acolo în Gaza după atâtea bombardamente. Bună seara! În primul rând, israelianul nu este doritor de răzbunare. Perspectiva unei intrări terestre. Dar când îți vezi copilul căsăpit, ai o dorință de răzbunare. O vedeam și pe purtătoarea de cuvânt, un om din diplomație aseară, care îi spunea unui moderator de la o televiziune de limba engleză: ce ai făcut dumneata dacă îți vedeai copilul tăiat în față? Adică e clară dorința de răzbunare, dar până la urmă cum o faci? Da, este adevărat, dar să nu se înțeleagă greșit că este îndreptată împotriva poporului palestinian. Este îndreptată împotriva hamasnicilor și tocmai din această cauză, cum spuneam, este inevitabilă o intrare terestră care într-adevăr a fost amânată, dar ea este amânată din trei motive, din cel puțin trei motive. Unul este că există o infrastructură teroristă în Gaza, sub orașul Gaza, care vedeți, iată, astăzi suntem în a 11-a zi de conflict și hamasnicii în continuare au o putere de foc foarte mare. Acum n-am fost sigur că pot intra cu dumneavoastră pentru că am avut 5 alarme la rând și locuiesc într-un oraș satelit al Tel Avivului, deci departe de Fâșia Gaza. S-a tras intens toată ziua, am sperat că astăzi o să fie o zi mai liniștită, dar în continuare s-a tras intens. Permiteți să vă întrerup aici. De asemenea, eu vorbesc din perspectiva unui jurnalist care nu este acolo și care se uită în toată presa internațională. După relatările din presa internațională în aceste 11 zile de război, cum le numiți dumneavoastră, statistic, armata israeliană, printre această contraofensivă cu rachete și cu alt gen de acțiuni, dar fără intrare terestră, a reușit într-adevăr, sau mă rog, a generat o problemă umanitară, adică morți din partea populației civile după acele bombardamente, dar în zona Hamasului am văzut că practic a raportat uciderea 3-4 lideri, să spunem așa, de rang 3 sau 4. Lipsesc informațiile la nivelul serviciilor secrete sau ce se întâmplă? Așa pare din afară, așa pare din relatările oficiale. Cum vedeți dumneavoastră ca jurnalist din Israel chestiunea asta? Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a anunțat că până acum au fost lichidați peste 50 de lideri, nu de rang 2 și 3, dar de rang 2 și 3, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt 4-5. Chiar astăzi a fost lichidat un lider de rangul 2, foarte important, mâna dreaptă a lui Mohammad Def, care știm că este conducătorul aripii militare Hamas. Dar în tot acest timp, noi știm că s-au făcut aceste lovituri pregătitoare intrării în Gaza. Adică s-a oprit curentul electric, s-a oprit intrarea combustibilului, s-au lovit cu precizie diverse clădiri de comandă ale teroriștilor. De ce? Pentru ca puterea lor să fie slăbită. În momentul în care soldații noștri vor intra acolo, nu știm ce capcane îi așteaptă. Este posibil să aibă mine antitank iraniene, este posibil să aibă armament greu, va fi un război de gherilă. Așa cum știm, orașul Gaza este printre cele mai aglomerate din lume
e greu de luptat acolo. Și tocmai din această cauză, ca să nu arunci soldații așa, să-i sacrifici carnea de tun, se fac aceste lovituri pregătitoare. Dar populația civilă de acolo, din Gaza, cum poate să fie evitată? Există o strategie în acest sens? Pentru că am început emisiunea din seara aceasta arătând imaginile acelea după bombardamente într-o anumită provincie a fâșiei Gaza, unde în mod oficial și pe toate sursele de informare, deci nu pe surse palestiniene, peste 1200 de persoane prinse sub dărâmături. Adică acolo imaginile sunt absolut sinistre. Sunt de acord cu dumneavoastră, imaginile care vin din Gaza sunt apocaliptice. S-au creat acele culoare umanitare pentru ca populația să poată să se deplaseze către sud. O mare parte s-a deplasat, unei mare părți nu i s-a dat voie să se deplaseze. În tot timpul în care presa internațională întreabă ce se întâmplă cu populația civilă din Gaza, noi facem următorul lucru. Arătăm această, nu știu dacă se vede la dumneavoastră, aceștia sunt doar copiii care au fost răpiți în Gaza. Da. Sunt doar copiii, nu se vede bine, îmi pare rău. În fine, este o fotografie a copiilor israelieni răpiți din casele lor, din propriile cămine, care se află acum în tenebrele și în tunelurile de sub Gaza. Absolut important, dar aici... de familii. Aici se face ceva, pentru că vedeam deja, domnule Nedelsa, să spunem așa, proteste ale populației israeliene în fața, probabil, guvernului sau instituțiilor oficiale, cu jos Benjamin Netanyahu, pentru că nu ne dai niște răspunsuri, cine a răpit, unde sunt, ai început niște negocieri, au serviciile noastre pe care le plătim informații, ce faci în acest sens? Pentru că am văzut că tot Hamasul face jocul și aș vrea, înainte să-mi răspundeți, să vă dau imaginile de aseară pe care Hamasul le-a scos cu acea tânără care este și cetățean israelian, dar este și cetățean francez, înțeleg, Mira, mama ei a văzut abia seară, nu știa unde o să o caute, nu-i dădea nimeni răspunsuri. Vedem imaginile și comentăm. כרגע אני נמצאת בעזה, חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור סדרות, הייתי במסיבה, נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות, דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר, אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר. בבקשה. I didn't know she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. Da, înainte să mă răspundă domnul Dragoș Nedelu, să merg la domnul Ilie Șerbănescu, vă rog. Domnule, după părerea mea, în momentul de față, replica asta israeliană, care este justificată de atentatele care au avut loc, este blocată din cauza faptului că practic toată floarea liderilor mondiali s-a ridicat să facă nu știm ce. Pe asta e întrebarea. Dar toți s-au ridicat. Ce vor? Adică îi zic să fie pace, să nu escaladeze conflictul. Să fie pace, am auzit, eu am 80 de ani. Adică se joacă economic ceva din spate, doamna, că aici e expertiza noastră. Eu am 80 de ani.
Acest conflict are și el 80 de ani. Îmi pare foarte rău. Și l-am urmărit de-a lungul acestei. El nu prea are soluție, acest conflict. Și atunci fiecare, lucrurile s-au schimbat în timp și acum toți liderii se ridică să-și facă interesele lor. Nu ale cuiva din zona respectivă, să fie foarte clar. Că... Și cine are interes, de exemplu, să crească atât de fulminant prețul barilului de petrol? Că nu știu, ăsta e efectul, asta că lumea arabă reacționează, OPEC și așa mai departe. Efect. Dar deocamdată ei vor să-și facă jocurile lor și interesele lor. Și toți au câte un interes major legat de acea zonă și prin implicație de ceea ce se întâmplă pe plan mondial. În momentul de față nu se poate să se intervină în mod obiectiv. Restul sunt emoționalități care sunt de înțeles. Dar nu se poate interveni. America în frunte nu vrea să intervină, pentru că ce se încearcă este să se comute din problema pe terenul problemei palestiniene, care are 80 de ani și care n-a căpătat nicio soluție și nu va avea nicio soluție. Și atunci fiecare vrea să-și mijlocească interesele proprii prin intermediul punerii pe tapeta problemei palestiniene, care e fără soluție. Și atunci lucrurile sunt foarte încurcate și nimic nu se poate face și Israelul, într-un fel, este la mijloc din punctul ăsta de vedere, că nu poate da replică, pentru că toți ceilalți stau să îl oprească în frunte cu Statele Unite. Absolut, partener strategic pentru Israel. De aceea mă întorc la domnul Dragoș Nedelsa să-l întreb despre, de fapt, cea de-a doua mare tragedie, că am văzut pe tinerii copii morți, femeile ucise cu atâta cruzime în urmă cu aproximativ 10 zile de acești teroriști Hamas, dar avem și partea celor răpiți. Aici vreau să vă întreb, nu există informații sau nu știu, serviciile secrete nu au suficiente informații, nu cunosc pârghile deja de negociere, pentru că ați mai trecut dumneavoastră cum conflictul ăsta e vechi de 80 de ani, corect? Ați mai trecut prin astfel de situații. Populația deja reacționează și cere sânge. Unde cer sânge? Normal, la cel mai înalt nivel politic, adică premierul Netanyahu. Da, numai că, din păcate, cel puțin nu s-a dat publicității că s-ar ști ceva despre ostatici. Situația nu este simplă absolut deloc. Poate că și din această cauză nu s-a intrat încă terestru în Gaza, pentru că se așteaptă sosirea președintelui Biden. Vedeți că o serie de lideri politici au început să viziteze Israelul, începând cu astăzi a fost premierul României, primul premier care vizitează într-un gest de solidaritate Israelul, cancelarul Scholz, mâine vine președintele Biden. Toate aceste vizite, până la urmă, noi credem că spun că Israelul are susținere internațională și oprește statele arabe să intervină în acest conflict. Pentru că, la ora actuală, Orientul Mijlociu e un butoi cu pulbere și este de ajuns o scânteie ca să explodeze. Iar, am văzut, scânteia a fost aruncată astăzi de Ayatollahul Iranului. Foarte clar, a spus, trebuie să reacționăm. E mai mult decât o scânteie. Eu interpretez ca fiind un gest de ridicare a flamurii verzi, a steagului verde pan-arabic și este extraordinar de periculos ce a făcut astăzi Ayatollahul. Da. Nu poate să fie pan-arabic pentru că Iranul nu reprezintă arabi. Dar reprezintă, mă rog, ei se cred reprezentanții musulmani. Repet, când ridici flamura verde este extraordinar de periculos, este semnalul de jihad. Și aș mai arăta, vă rog. Reprezintă Hezbollahul, care este masat la granița de nord, care este o grupare foarte bine antrenată, care are arme mult mai avansate decât Hamasul, arme de proveniență iraniană, are posibilitatea, datorită geografiei, să fie alimentată
din Iran și din Siria cu armament și reprezintă un pericol mult mai mare decât fâșia Gaza, care la ora actuală este izolată și mai sunt doar acele buncăre și acel oraș subteran de sub Gaza. Și aș mai vrea să arăt ceva, pentru că tot vorbim, am mai văzut conflicte o țară contra altei țări, avem aici la noi la graniță Rusia contra Ucraina, deși acolo rușii nu spun că sunt în război, sunt așa într-o acțiune de epurare a naziștilor din Ucraina, dar e clar, acolo se confruntă două țări, aici se confruntă o putere democratică, Israelul, cu o grupare teroristă, cei drept reprezentanții acestora au fost aleși, să spunem, democratic în urmă cu vreo 15-16 ani. Mă refer aici la liderii Hamas. Dar aceștia nu prea mai sunt în fâșia Gaza, de aceea îi dau cuvântul colegului meu, Dragoș Bistriceanu, să vă explice ce înseamnă, de fapt, unul dintre personajele cheie sau unele dintre țările cheie, Qatarul, o țară extrem de bogată, care de fapt îi găzduiește pe acești lideri importanți ai Hamasului. Dragoș, te ascultăm, bun găsit! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Qatarul reprezintă țara cheie în privința civililor de acolo din fâșia Gaza, pentru că vine această informație de ultimă oră. Qatarul negociază direct cu liderii grupării teroriste Hamas pentru eliberarea copiilor și a femeilor. Este o informație care apare în presa internațională. Mare atenție, pentru că aceste negocieri ar fi purtate în strânsă legătură sau sub coordonarea Statelor Unite ale Americii. Însă e o întreagă controversă aici, pentru că știm despre Qatar, că este o țară care în trecut chiar a găzduit liderii ai grupării teroriste Hamas și s-a discutat despre finanțarea pe care Qatarul a acordat-o către Hamas. Practic, vedem cum Qatarul este în acest moment o țară care joacă în ambele tabere, în funcție de interesele pe care le are. Însă, ce este foarte important de spus, tocmai pentru că vedem dezastrul de acolo, din fâșia Gaza, și mare atenție, foarte important de spus, dincolo de liderii grupării teroriste pe care Israelul a reușit să-i elimine chirurgical, sunt multe probleme și cu civilii de acolo, care trebuie cumva salvați, se încearcă găsirea unor soluții. Am văzut cum și Joe Biden va merge de urgență în Orientul Mijlociu, va ajunge chiar în Israel, însă cheia pare a fi, cel puțin la momentul de față, din datele pe care le avem, la Qatar, care poartă, vă spuneam, aceste convorbiri chiar cu liderii Hamas pentru eliberarea civililor, pentru eliberarea copiilor și a femeilor. Mulțumesc mult, Dragoș, și merg și la domnul Florin Bodoc, pentru că așa cum era invocat aici și de domnul Nelersa, domnul Ciolacu e unul din primii premieri alături de Olaf Scholz care vizitează Israelul. Care a fost scopul sau ce semnal a vrut să dea premierul nostru ducându-se în Israel? Și înțeleg că la noapte va fi și în Ucraina. Adică vrea să transforme domnul Ciolacu într-un soi de lider zonal? Prezența domnului Ciolacu acolo se explică prin îngrijorarea pe care statul român și autoritățile române o au cu privire la cetățenii români, cetățenii cu dublă cetățenie, care, și inclusiv cetățenie română, care se găsesc în momentul de față în zonele de conflict și cu încercarea de a îi scoate pe acești cetățeni din acest focar de conflict. Asta dar mi-amintesc că astăzi domnul Benjamin Netanyahu chiar i-a spus în conferință de presă, nu știm dacă putem face asta. Da, faptul că există în momentul de față întrebări și îndoieli cu privire la modul în care se poate realiza acest lucru, nu împiedică autoritățile să facă toate demersurile. Așa cum știm, s-a început cu acele celule de criză care monitorizează permanent prezența românilor de acolo, dar cred că prezența premierului României acolo este extrem de importantă, atât pentru moralul celor care se găsesc în zona de conflict, dar eu cred că și pentru a stimula măsurile care se pot lua în momentul de față. Ce dorește sau care e scopul vizitei în Ucraina? Au fost o serie de angajamente politice în timpul... Adică pare așa, Marcel Ciolacu între două războaie.
Vizita în Ucraina, din câte știu eu, era programată de la momentul vizitei domnului Zelenski în, în România și urmează să se concretizeze practic o serie de angajamente și unele dintre ele care îi privesc pe românii care se află în Ucraina, referitor la folosirea limbii române, referitor la dispariția acelei ciudățenii numită limbă moldovenească. Practic nu, românii nu sunt lăsați să vorbească limba română, nu au acces la biserici, nu au acces la școli. Asta cred că sunt lucrurile pe care premierul le va discuta, așa cum știți, a și spus că va face un anunț în timpul vizitei pe care o avea, va avea în, în important. Ucraina. Luăm 10 secunde de pauză, dar după această pauză l-aș ruga pe domnul Ionas să-mi răspunde la următoarea întrebare. E clar că, vrând nevrând, premierul actual se transformă așa într-un soi de lider regional. România, având și de suferit, poate și de câștigat din conflictele astea. Întrebarea mea, conturarea acestui Marcel Ciolacu, un lider zonal, poate să ne ducă cu gândul că el va fi candidatul la președinție? Îmi răspundeți după 10 secunde. Așadar, e foarte rar să vezi un premier dintr-un război în altul, nu? Israel vizita, și la noapte în Ucraina. Vizita în Israel mi se pare că e o vizită extrem de binevenită. România trebuia să poziționeze și să arate statului Israel că este lângă acest stat și îl, îl susține. Vizita în Ucraina, dacă are legătură cu ceea ce s-a promis ca urmare a vizitei președintelui Zelenski în România, e bine că are loc. Cred că România trebuie să profite de ceea ce s-a întâmplat între Polonia și Ucraina și toate celelalte state din zonă și Ucraina. Cred că și s-au cam numărat voturile acolo și nu se schimbă semnificativ. Va fi foarte greu pentru PiS să facă o majoritate în momentul PiS de față. PiS să înțeleagă vedea, lumea, da, să spunem, că sunt suveraniștii lor. Da, indiferent ce se întâmplă, Polonia va avea o perioadă în care nu va putea sub nicio formă să joace rolul acela de lider regional pe care l-a jucat foarte bine în ultimii 2 ani și România ca stat poate prelua acest lucru. Și acest Marcel Ciolacu pentru Marcel cariera Ciolacu este politică, este președintele celui mai mare partid din România, poate fi cu siguranță, evident, poate fi o rampă funcția aceasta de prim-ministru către Cotroceni, reprezintă cel mai mare partid din România, domnul e prim-ministru, de ce nu? A stricat două degețele? Nu ca domnul Simion, da, acolo e clar eu mult mai. Eu urez să se hotărească mai repede să vrea să candideze la prezidențiale, pentru că o să se clarifice lucrurile ulterior. Da, doar domnul Simion s-a hotărât? Nu, doar că există două lucruri de spus aici. Mai întâi, așa cum bine spunea ex-consilierul domnului Zelenski, mă refer la domnul Arestovici, interesant nume, ca să zic așa, domnul Zelenski este pe cale de dispariție. Adică e atât de slabă încrederea ucrainienilor în Zelenski în ultima vreme, încât cred că în 2 luni de zile, așa spunea Arestovici, ucrainienii vor fi fericiți să se facă alegeri ca să-l schimbe pe Zelenski. Asta e una la mână. Și au hotărât mâine, în mod oficial să facă alegerile? Nu, nici eu n-am citit undeva. Dar asta spune Arestovici. Era o dorință, fost consilier al lui Zelenski. Asta este una, dar mult mai serioasă este a doua chestiune. Mâine 18 octombrie, ați și spus treaba asta în începutul, în debutul emisiunii, și nu mă aștept ca cei de la Curtea Constituțională să fie suficient de independenți ca să dea jos legea. Țineți-vă ideea, ca să-i dau cuvântul colegei să ne explice. Nu era vorba despre asta, era vorba despre faptul că domnul Ciolacu a spus așa, dacă această lege pică la Curtea Constituțională, eu îmi dau demisia. Într-adevăr, e bine să facem apel la memoria recentă. Haideți să o ascultăm pe Bianca Ogarga, că ea vă va spune ce se întâmplă mâine la Curtea Constituțională apropo de această lege ghilotină, nu? Pentru care domnul Ciolacu și-a pus pe masa Parlamentului mandatul.
Bună seara, bun găsit tuturor! Judecătorii CCR se vor reuni mâine în cadrul unei ședințe pentru a stabili dacă acel proiect de lege pe care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament și care cuprinde noile măsuri fiscale este sau nu constituțional. Discutăm despre măsuri fiscale care vizează atât pe cei care lucrează la stat, cât și pe cei care își desfășoară activitatea în mediul privat. Ar urma să crească mai multe taxe, unii angajați să rămână fără facilități fiscale. Totodată vrea executivul să limiteze cheltuielile la stat prin desființarea unor posturi. Însă, foarte important de precizat este faptul că în cazul în care judecătorii CCR vor decide că acest proiect de lege este neconstituțional, atunci deficitul bugetar se va adânci și mai mult, mai ales ținând cont de faptul că asistăm și la o situație extrem de complicată în afara granițelor. De asemenea, trebuie să menționăm că în această perioadă guvernul a tot ezitat să facă acea rectificare bugetară. Practic nu vor guvernanții noștri, ca cei de la Comisia Europeană, să vadă cu exactitate în ce stadiu este în prezent economia noastră, mai ales dacă ar fi să ne uităm pe date, putem observa destul de clar că în momentul de față guvernul plătește, atenție, pentru medicamente și pentru salarii din fondul de rezervă. Domnule Ilie Șerbănescu, da, am făcut rectificare, nu vrem să ne arătăm deficitul enorm, nu vrem să... Nu știu ăia deficitul, hai dumne, asta e o aiurea. Ce? Nu știu ăia despre ce e vorba. Deci dacă nu le zice oficial, așa păsuse... Hai să o spunem deschis. Chestiunea, statul e în faliment cu bugetul. Dar nimeni nu vrea, inclusiv ăia care zice dumneavoastră că nu știu, nu vor să dea faliment pentru că falimentul este generat de războiul din Ucraina, de alinierea la politicile absurde ale Uniunii Europene în domeniul sanitar și în domeniul energetic. Asta este și atunci vor să astupe această chestiune. Acest lucru nu poate fi astupat. Dacă nu trece mâine acest pachet de măsuri, care nu trebuie să discutăm dacă e bun sau rău. Dacă nu trece, pur și simplu va trebui să se mărească TVA-ul, așa cum s-a făcut pe vremea lui Băsescu și cu asta se încheie toată discuția. Problema, eu nu mă pricep din punct de vedere al dreptului constituțional, dar eu cred că Curtea Constituțională, care a ajuns un fel de arbitru pentru orice în țara asta, n-ar trebui să aibă jurisdicție pe chestiunea banilor. Chestiunea banilor nu-i privește, nu e a lor. Nu trebuie să se exprime ei dacă e voie să măresc un impozit sau da, nu. Da, constituția nu trebuie. Adică să fie același impozit pentru toată lumea, păi cam asta. Să fie. Ce cuprinde această chestiune? E, nu prea, nu prea cuprinde același impozit toate, pentru toată păi lumea. Nu, da. Nu, da. Scoate. Domnul profesor, sunt de acord cu dumneavoastră cu o singură obiecție. Legea asta afectează regimul proprietății, regimul drepturilor și libertăților fundamentale, dreptul muncii, funcția publică. Da, domnule, dar nu adică bugetul, domnule, că nu-i treaba, da, nu-i treaba în Curții Constituționale. Pe vremea lui Orban, Curtea Constituțională a spus că asumarea răspunderii pe legea bugetului a fost ok. Acolo chiar n-ar fi trebuit să se pronunțe Curtea Constituțională. Și n-ar fi trebuit să îi se permită guvernul deci Orban să își asume răspunderea. Da. Da, v-am spus că sunt de acord cu dumneavoastră cu această obiecție. Asta da, este. Ca o concluzie, sau ca să înțelegeți până la urmă unde duc măsurile guvernului, aș puncta alături de Raluca Gurteanu, colega mea, ce s-a întâmplat astăzi la controlul făcut de autoritățile statului pentru acea ordonanță de acum 3 luni, care teoretic trebuia să țină în frâu prețurile în magazine, adică dacă s-a limitat adaosul. Rezultatul a fost că mai nimeni nu prea a respectat-o. Raluca, te ascultăm.
Bun găsit tuturor! Într-adevăr, iată, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au aplicat amenzi de 4 milioane de lei în aceste zile doar în capitală, pentru că operatorii economici nu aplică prețuri corecte la alimentele de bază. Inspectorii au sancționat un operator economic care activează în domeniul distribuției de legume fructe cu amendă în valoare totală de 2 milioane de lei pentru depășirea în mod repetat a cotei de adaos comercial prevăzută de ordonanță. Este vorba despre un operator economic care este furnizor pentru marile lanțuri de magazine și pentru, atenție, majoritatea hipermarketurilor. De asemenea, un alt distribuitor din capital a fost amendat cu 2 milioane de lei pentru nerespectarea cotei de maxim 5% față de prețul de achiziție al unor produse alimentare de bază, cum ar fi fasolea sau uleiul. Vă reamintesc, guvernul lucrează la un proiect privind prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la alimentele de bază, dar și extinderea acestei liste cu alte produse. Îi mulțumesc, Raluca Curteanu, și ca să ne amuzăm puțin pe final, ei bine, în loc de Strasburg au ajuns la Disneyland. Este vorba despre mai mulți eurodeputați și jurnaliști care mergeau la sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasburg, dar ce să vezi, au ajuns la Disneyland. Nu știm dacă s-au supărat sau nu, dar vreau să vedem imaginile. Așadar, cu Minin și cu Mickey încheiem emisiunea din seara aceasta. Le mulțumesc invitațiilor și merg la Victor Ciupacu. Bună seara, Andreea. Bună seara, doamnă și domnul. În doar câteva clipe, punctul culminant al dezvăluirilor. Premierul Marcel Ciolacu face un anunț important în toiul noului război. Premierul va fi în direct în emisiunea mea în doar câteva clipe, doamnelor și domnilor. Vă prezint și aspecte savuroase de la confruntarea președinților americane, acuzații reciproce Trump-Biden. Și totodată veți vedea înregistrările care demască miza noului război. Planul distrugerii vacanțelor de iarnă în toată Europa. Alerte în țările europene preferate de români. Ion Cristoiu și Bogdan Chiriac, cea mai complexă analiză a momentului. Sunt noi evoluții. Ce ne așteaptă, domnilor și domnilor? Vă prezint informații de ultimă oră. Iar Putin a ajuns în China și negociază noua ordine mondială. Se va pune în executare mandatul de arestare a lui Putin? Și situația în România este extrem de gravă. Iohannis este șocat. 3 copii din familii bune morți suspecte în aceeași zi. Iohannis e mai îngrijorat decât de război. A citit raportul înfiorător. Veți vedea documentarul distrugerii copiilor României. Ce le fac copiilor pentru alinarea sufletului și în dispoziție. Se va introduce în România vaccinul antidrog. Vorbim și despre scandalul tentativei de asasinat. Ce au făcut la mașină? Gigi Becali și Mitică Dragomir implicați în noul scandal. Apel urgent la poliție. Riposta lui Becali și a lui Dragomir în exclusivitate la punctul culminant. Vorbim și despre nou virus care paralizează la propriul oamenii, drama unei vedete. Și e scrocherie în numele premierului cu acțiuni hidroelectrice. Rămâneți, merg!